Prețurile cu ce
Să vadă proiectul încă o dată sau să fie deranjat și timpul să-i fie
să tranzacționați și ajungem la, la o finalitate cu acest client, nu doar la stadiul de vizionare. În mare, cam acestea sunt datele generale ale proiectului. Cu siguranță sunt anumite pe care, pe care nu le-am spus. Ca și idee, noi dorim să oferim suport total către, către dumneavoastră, dar dorința noastră este atunci când vorbiți cu clientul, spre exemplu, chiar am un exemplu, atunci când vorbiți cu clientul, încercați să furnizați informațiile complete. Am avut situația în care, spre exemplu, agentul nu i-a comunicat clientului exact condițiile de tranzacționare cu TVA de 5%, a crezut că este TVA de 5%, și în momentul în care am ajuns la tranzacție, am descoperit că clientul nu se încadra. Deci este foarte important ca, nu știu, dumneavoastră să puteți vă însușiți informațiile referitoare la această cotă redusă de TVA, care este una foarte importantă acum în piața imobiliară, având în vedere că dezvoltatorii majoritatea vând cu TVA de 5%. Și informațiile pe care, care noi vrem să ajungă la client, să nu muncim dumneavoastră degeaba și nici nu. Nu știu, dacă aveți întrebări, eu vă pot răspunde. Acestea sunt datele mele de contact. Puteți da e-mail. Dacă nu răspund, cu siguranță o să revin la toate apelurile. O să vorbiți și cu Camelia, o să aveți și datele ei de contact. Deci noi vă stăm la discuție pentru toate, toate informațiile și tot ce este necesar, astfel încât să putem să avem o colaborare. Finalidade.